49. Da. Și egal cu 49 și cu 7. 56. 56. Deci, iată, am reușit și asta. Am ajuns. Altă variantă. 7 ori, în loc de 8, 10 scăzut 2. Ia, 10 scăzut 2. Și cât va face acum? Egal cu 7 ori 10. 7 ori 10, da. Nu, stai, 7 ori 10. Minus 7 ori 2. 2. Și egal mai departe. Care este cu 7, egal cu 70 minus 14. Așa. Care face 56. 56. Deci, cum îți vine mai bine? Care, de regulă. 7 ori 12 minus 4. Sigur că da, 7. Dar acum scrierea lui 8 sub alte variante ca să fie mai greu. Nu. Tu cauți spre variantele cele mai ușoare. Cel mai des merge cu 5, că mulțirea cu 5 o știm. Foarte ușor, da? 7 ori, în loc de 8, 5 plus 3, și acum 7 ori 5 aveți, 7 ori 3, cred că putem să, e mai ușor. De 3 ori câte 7, 7, 7, 7. 3 ori 7, că 7 ori 3, ar trebui să vedem de 7 ori câte 3, dar e prea greu. Mai bine invers, de 3 ori câte 7, că produsul e comutativ. Da. Adică 7 plus 7 plus 7. Dar profesor, m-a gândit la tot o mulțime, dar care prietenii noștri zis, da. Nu cred că unii dintre ei nu ar ști această mulțire să o facă corespunzător și să o calculeze cum trebuie. 6 ori 8 ori 6. 8 ori 6. Da. Deci tu vrei să vedem 8 ori 6 cum ar putea să și nu ți aduce aminte. Că s-o întâmplat și ții, să-mi spui. Da. Da? Mie mi s-a întâmplat 8 ori 6 să fie 64. 8 ori 6, 64, nu? Așa ți-a rămas ție minte și ai folosit 64 și ai dat. Cine fac de fapt 64? Câte ori cât să fac 64? 8 ori 8. 8 ori 8. Și dacă ți-a rămas 6 ori 8, 64, ai dat greșit complet exercițiul. El atunci ce ar trebui să facă? Poate să spun că e egal cu 6 ori 8, că e produsul comutativ. Da. Și egal cu 6 ori, pe 8-ul ăsta să scrii ca fiind 5. 6 ori... 6 ori 4... Nu, 6 ori 3 plus 3. Cum? Nu, 6 ori 3 plus 5. 3 plus 5. 3 plus 5. Și egal mai departe cu 6 ori 3. Egal cu 6 ori 3. 5, mai bine zis. Păi, 6 ori 3 plus 6 ori 5. 6 ori 5, am luat în ordine. Și egal mai departe cu 6 ori 3. 6 ori 3, 18. Dar stai, ești 20 și. La ce te gândeai când ești 20 și? Am luat 24. Cine fac 24? 6 ori 4. 6 ori 4. 6 ori 2, 12 și cu 12, 24. Deci 4 sunt de 6. La 3 de 6, la 18 ne oprim, da? 18 plus 30. 18 plus 30. Care este 48. 48. Sau poate fi scris într-o variantă 8 ori 6, poate fi scris și în varianta egal cu 6 ori 8, că mi-mi place așa, 6 ori 8. Sau 8 ori. 8 ori, zici tu. Vezi? Am insistit acum pe chestii. Totdeauna când avem două numere de mulțiri, la tabla mulțirii, pe cel mai mic îl scrii pe prima poziție și pe cel mai mare pe a doua poziție. E mai comod așa. Deci egal cu 6 ori 8, cum ți-am spus. Că e produsul comutativ, și egal mai departe cu 6 ori, nu că ar fi fost greșit, 6 ori 10 minus 2, poftim. 10 minus 2. Stai să scriu și varianta dumneavoastră, că am scris alta. Nu știu de ce trebuie să lucrui tablă tot timpul, habar n-am. Aia e un reflex în a copia de pe tablă. Este mare greșeală. Am fost învățat, doamna mi-a zis la fel, copiii luați și scris de pe tablă. V-aș scris pe tablă. Și clasa 1-4. Deci voi ați copiat, ați desenat de pe tablă. Bine, și clasa 5-a. Și 5, sigur că da. Asta e desenat de pe tablă. Deci pe tine nu te-a interesat deloc ce se întâmplă acolo. Dacă n-am zis, ai scris pe 8 ca 6, 10 minus 2, efortul e maxim. A te uita, te uiți la tablă, te uiți și pe caiet. Deci, uneori te uiți numai la tablă și scrii... Scriu doar greșeli, poate. Numai tâmpenii. Numai trăsnei scrii. Deci, sau lucruri care nu le înțeleg. Sigur că da. Sigur că da. Și ce ajunge? Deci tu nu înțelegi nimic, scrii pe caiet niște trăsnei și în final apar lucruri dezastroase acum. 6 ori 10. 6 ori 10, 60. Da. Minus 12. 12. Și face ca rezultat? 50 și... nu. 48. 48. Deci vezi? Iar aici și la scădere, atenție multă. Deci 2 din 10, 8. Și au rămas 5 la 10. Și scădem 10 asta și rămâne 48. Da. Am insistat, dragilor, foarte mult pe chestia asta. Distributivitatea. Distributivitatea înmulțirii față de adunare. Deci numai înmulțirea se distribuie. Adică îi atacă pe toți ceilalți. Sau se combine cu toți ceilalți. Iată, dacă scriu așa, cu cine ar fi egal? Să zic așa, 2x pe lângă 3x la a doua plus y. Da? Plus 5y. Egal cu. Deci, 2x la 2x înmulțit. Când nu spun înmulțit, să spun și zic pe lângă, nu mă refer la operația de înmulțire. Deci, nu mai pun punctul să subînțelege că e înmulțire. Te rog, aici ce ai de face, cum spui. Păi, distributivitatea, zicem. 2x ori asta, plus 2x ori asta. Scrim așa, că doar știm asta. Nu se află cu y. Mă, se distribuie ăsta de x, se mulțește cu toți din paranteză. A, deci 2 ori 3 plus... 2x cu ăsta tot, înmulțit cu ăsta tot. Deci 2x ori 3x pătrat. Asta înseamnă distributivitatea. Plus, vorbește tu, hai. Plus 5. No, plus, păi nu. Plus 2x. 2x ori 5y. Și egal cu. Și acum avem de mulțire. Și fiind asociativitate, mulțim partea numerică mai întâi și până partea literară. 2 ori 3 face. 2 ori 3, 6. 6. 6x. X la câta? La a treia. La a treia. Cum copiem baza, la putere. Și adunăm exponenții. Și adunăm exponenții. Deci x la a treia. Plus? Plus 10. 10 cât? 10. Că 2 ori 5, 10. X, Y. Aștia rămân, că nu am la cer bază. Da, 10XY. 10XY. Pentru că nu mai sunt litere la fel ca să vă operăm între ele, da? Da, și acum... Ia să vedem. Și rămâne așa. Deci, asta e rezultatul. Asta e rezultatul. Deci nu am ce mai face. Da? Am muncit, am făcut treaba și cu asta, cu asta. Ia să vedem. 3x la a doua y. Totul de mulțit cu 3x la a doua y. Da. Totul de mulțit cu și în paranteză 5x y la a treia. Da. Plus 2x la a patra. Plus 3y la a doua. Și plus și plus 2. Îmi închide paranteza. Egal cu. ar fi egal cu 3x la 2y, 3xy la 3x la 2y, adică ăsta care e în față, înmulțit cu primul termen, înmulțit cu? Înmulțit cu 5xy la 3a. xy la 3a, da. Plus 3xy la 3x la 2y, el este 3x la 2y. La a doua y. Înmulțit cu cine? Următorul care intră la lucru? Plus... Nu? Am zis plus. Deci ăsta s-a mulțit cu ăsta, plus... Același se mulțește cu al doilea termen. Cu cine? Cu 2x la 4. Plus 2x la 4. Nu, plus 2x la 4. Plus... Deci se mulțește mai... Da. Se mulțește, da. Păi, da, ce este spus? Deci ăsta de aici se mulțește cu primul cu al doilea. Asta am zis și eu. Deci, ăsta e primul. 3xy. Așa, ori 2. Ori 2x la 4-a. X la 4-a. Plus, sau plus ce? 3x la 2-a y. Așa, 3x la 2-a y. Înmulțit cu 3y la 2-a. Așa. Plus 3x la 2-a y. Da. Înmulțit cu 2. Înmulțit cu 2. Și este egal. Și începem. Aici fiind înmulțire, poți să le faci cum vrei tu. Dar începe cu partea numerică. 3 ori 5. 3 ori 5. 15. La a 5-a. X? De ce la 5? 15. X-ul la câta? X la 15. X la 15. Y. Păi la 6, de fapt. De ce? Păi am x-ul la 2-a și mulțit cu x la 1-a. X la 2 ori x la 1-a. Păi da... Păi numerica nu scăpa. La y nu este la 3, x la 3 nu este? Păi y-ul e la 3-a, x-ul e și la 1-a. N-are exponent. E 1, subținez. Deci 15 x la câta? 15 x la a. X la... Uite, dacă ai ținut ștuga pe care te-a cerut lucru, trebuie să uiți la... Păi ar fi... x la 2. 15 x la 2. Deci, păi este x la 2. X la 3-a. Păi x la 3-a, măi, că la operație... Y la 3-a. X la 3-a, y la 3-a. Plus. Să vedem... 3x. Nu, hai să vedem cu numele, partea numerică. Ai 3 ori 2. 6x la 6-a. 6x la 6-a, foarte bine. X la 6-a, plus... Nu, 6x la 6-a, y. Este și înmulțit cu Y. Y. Da. Plus. Așa, plus... Hmm. 3X. De ce 3? Păi, vezi partea numerică. Nu, 9X. 9X la 2. Așa, Y la 2. Ori Y la? A doua. De ce? Păi este un Y la întâi și cu Y la a doua, dacă știu vrei. 4. Păi cum se pute două puteri care au aceeași bază? Scopii baza Y. Da. Și se avem exponent. Și 1 și cu 2 fac 4? Eu am văzut 2 și cu 2. Păi 2 la x la x poți să referi. 1 plus 2 egal cu 3. Păi y-ul are la 3. Deci y la a 3-a. Plus? Plus... 3x... Nu, 6x la... 6? X la doua Y. 6X la a doua Y. Iată, acesta este rezultatul, nu? La mulțime. Mai vedem un... Hai să ne dăm drumul. Hai să meargă cu viteză, să fim siguri. Da? Să spunem 4X la a treia, Y la a doua, Z. Totul pe lângă 5X Y la a doua plus 2X la a doua Z la a treia minus 7X Z la a patra plus 5 egal. Exercițiu. Ar însemna 4x3y2. 4x la a treia vorbește cum trebuie. 4x la a treia, y la a doua, z. Înmulțit. Înmulțit cu 5x, y la a doua. Da. Plus 2, nu, 4x 3. 4x la a treia vorbește. 4x3 no. La a treia, y la a doua. Așa. Z. Înmulțit. Înmulțit cu 2x la a doua, z la a treia. Da. Minus 7. Da. Minus 4x așa. La a treia, y la a doua. Înmulțit cu... 4x la a treia, y la a doua, z. Z. Înmulțit cu... Z. 7x, z. Așa. Z la a... patra, plus 5. Plus. Iarăși de la capăt. Plus... 4x la a treia. 4x la a treia, y la a doua, z, înmulțit cu 5. Înmulțit cu 5. Și egal. Îl luăm de la capăt. Egal cu... 20. Partea numerică. X la a? X la a treia. Da, nu. E bine? Ba da, e bine. Ba da, x la a treia. Să nu mai este un x până la capăt. Nu mai vezi niciun x? Ba da. Păi, cum se mulțește două puteri ca aceeași bază? Păi, se adună exponenți. Adică 3 și cu 1. Că x la a treia. Cum 3 și cu 1 fac tot 3? 3 plus 1. Nu e mulțit acolo. Cum se mulțește două puteri? A, 20x plus 4. X la 4. Deci 20x la 4. 20x la 4, Y 4 la 4. Y la 4. Așa deschide brașul. Ori Z. Plus. Așa. 8x 6y la 4x la 5. 4x la puterea 5-a deschide brașul. 5-a. Ori y la a 6-a. De ce la 6-a? Y mai vezi undeva? La a doua. Așa îngheață. Numai el este. Y la a doua, ori Z la... Ori Y la a doua. Înmulțit... Z. La... Z la a treia. Păi, dacă ar fi numai eu, dar mai este un Z aici. La a patra. Așa, Z la a întâia, să subînțelege că nu punem și vine 1 și cu 3, 4. Z la a patra. 4, plus. Minus. Minus. Este minus. minus douăzeci și opt x la a patra y da. Pe Y este o singură dată, da? Da. Y, dar el e la a doua deja. Y la a doua, deci y la a doua ori Z la a cincea. Z la a cincea. Uite pe care ți-l tocat. Suntem aici la tablă. Că eu sunt la tablă și pe acolo pers firul. Nu știu la tablă. Eu nu spun nimic. Ce ai tu pe caiet? Aici am și eu la tablă și te aștept pe tine să dictezi. Plus, mai departe. Plus 20. X la 3. Da. Y la 2. Așa. Z. Acesta pare a fi rezultatul în momentul de față. Deci, vezi tu, suntem foarte atenți la înmulțirea, distributivitatea. Adică, înmulțirea se distribuie tuturor termenilor. Se înmulțește asta de aici cu fiecare în parte. Da? Mai vedem că nu... Cu ocazia asta, vedem și operații cu putere, deci e foarte instructiv chestia asta. Deci, de unde am plecat? De la proprietatea asta, distributivitatea înmulțirii față de adunare și se aplică, spuneam, până în clasa 12, pentru că foarte des aveam acolo de înmulțit două paranteze sau un termen cu paranteze și nu știu încă. Și așa fac greu greșeli peste greșeli. Foarte multe greșeli. Nu am întâlnit așa fel de exercițiu care le-a dat dumneavoastră niciodată. Ei, n-am întâlnit. Dar eu acum ce fac? Predau. Deci eu insist, sunt lucruri ușor de văzut dacă am înțeles de unde plecăm. De la distributivitate. Să știm să o aplicăm. Și pe urmă, operație cu putere. Să știi lucruri făcute de așa în urmă. Deci sunt făcute în clasă. În anii din urmă. Da? La clasa 6-a, deja se trebuie să meargă în șnur. Nici un pic de dificultate. De aceea am spus, ne trezim și clasa a 12-a, așa, la obiectăți. Și spun, nu mai spun o semn la algebră. E cumplit. E cumplit. Dar eu am să insist din ce în ce mai tare și să sper că reușim. Nu se poate să nu reușim. Deocamdată facem asta, înmulțirea cu o paranteză, dar nu ascunde altceva decât proprietatea asta de distributivitate a înmulțirii față de adunare. Ia să vedem. Zicem. 7. X la a treia, Y la a doua, Z la a cincea, ori 8. X la a patra, Y la a cincea, plus 9, X la a doua, Z la a șaptea, minus 6, X, Y la a treia, Z la a patra, plus 6 plus 5, X, Y, Z și minus 3, X, Y la a doua și plus 5. Egal. 7X la 3-a, Y la a doua, Z la 5-a, ori 8 la X la 4-a, Y la 5-a, plus, începe cu al doilea. 9. Plus. Păi, ăsta se mulțește cu ăsta. Iar ăsta de la început, așa am spus. Păi da. Păi, dar ai zis plus 9. Păi da. Păi, nu mai doar. Deci ăsta s-a mulțit cu primul. Da. Și acum cine e? Tot același. Deci s-a mulțit cu ăsta. Da. Tot același. 7X la 3-a, Y la 2-a, Z la 5-a. am mulțit cu 9, x la 2, z la 7, plus 7x la 3, y la 2, z la 5, am mulțit cu 6. Păi nu, plus trebuia sau minus? Că ai ajuns la minus, trebuia minus aici. Minus. 7 e așa, ori 6. Asta mă vei doar de picarea asta. Ah, da! Deci el din nou începe înmulțit cu asta. Da? Da, 7x la 3, y la 2, z la 5. Am mulțit cu 6. Am mulțit cu 6x la 3, 6. Y la 3. Așa. Z la 4. Da. Înmulțit cu 5, nu, plus 7, așa, plus x 7. La 3, y la 2, z la 5, ori 5, ori 5, ori 5x, așa, hai. 5x, y, z, minus 7x la 3, y la 2, z la 5, înmulțit cu 3x, y la 2, așa, plus 7 x la 2, y. 7x la 3. La 3, y la 2. Z la 5. Z la 5. Ori 5, da? Ori 5. 5. Și egal acum. Încep. Egal. Egal cu 56. 56, că 7 vreau, da? Da. X la a 7-a. Așa. Y la a 7-a. Da. Z plus. Z la 5-a. Z la 5-a, da. Plus. Plus. șaizeci și trei x la 5-a x la 5-a y y la 2-a, z la a 12-a, așa, plus. Nu, plus, e și minus. A, da, minus. Și 7, nu, 42. X la a 6-a. X la X, Y, sau nu, 42x la 3-a. Da, este la 3-a. Păi nu este un X aici? Păi da, dar Y la 3-a. Păi X-ul la 1-a, mă. Când nu se pune, se supune. Am uitat, 4 la 4-a. Deci 42x la 4-a. Z la... Y-ul terminul. Y la a 3-a. Deci la 3-a. La 5-a, de fapt. Y la 5-a. Y, Z. Deci Y la 5-a, Z la... A 9-a. A 9-a. Plus... Plus... Cin, 35. Așa, 35. X la 4-a. X la 4-a. Y la a 3-a. Y la a 3-a. Z la a 6-a. Z la 6-a. Plus. Minus. Minus. 7. Nu, 21. Minus 21. 21. X la 4-a. X la 4-a. Y la a 3-a și... Deci Y la 3-a. La a 4-a. Y la 4-a. Era 1. Așa și Z la 6-a. Și Z la a... 6-a. De ce? Nu mai văd Z-ul decât o singură dată. La 5-a. Z la 5-a. Asta. Și mai avem asta, ultimul. A. Plus 7x la 3-a. 7, 9. 75, 35, 35x la 3-a, y la 2-a și z la 5-a, că nu mai apare nimic. Da? Deci a fost un pic mai bine. Deci am început să vedem chestia asta. Și mai ales important este să nu mai te uiți la tablă. Deci înainte la ce te uita. Că tu conduceai exercițiul. Am să spun un lucru. Acesta a fost instrumentul meu cel mai important. Dacă aș fi învățător și m-aș afla în fața clasei, aș pune pe câte un elev să conducă lecția. Deci spuneam, Ștefan, vorbește. Și tu vorbești, scrii pe caiet, lucrezi și toți ceilalți te urmăresc. Și dacă tu ai greșit, un alt copil spune, ai greșit. Înțeles? Atunci, zic, stop, între timp. Hai să spunem, concret, cum aș face eu lecția. Ca toată lumea să fie în priză. Ăsta era secretul meu. Deci eu făceam pregătire. Tu ai făcut pregătire la matematică. N-ai făcut niciodată pregătire la matematică? Am făcut doar la engleză. Doar la engleză. Dar când te duci la pregătire, se întâmplă așa. Profesorul dictează acolo și tu scrii așa, bun sau rău, și în sfârșit trăsnăi. Dar dacă profesorul ar face următorul, eu asta făceam. Grupul pe care îl aveam, începeam. La comandă de Ștefan. Și el începea să vorbească și lucra și stop, treci tu. La comandă cu tare, treci tu, schimbam. Nu știau când le vine rândul și ei erau foarte atenți. Lucrau la cote maximă de atenție. Nu discutau, pentru că se făceau de râs. Când spuneau, continui tu, eu nu știa ce unde s-au aflat, era jale. Se făcea de râs față de colegi și atunci când unul lucra și lucra mai repede, celălalt spunea, un pic mai ușor, eu nu țin pasul, un pic mai ușor, când vine rândul, nu știu, dar nu mă pune pe mine. Da? Hai să-ți explic concret. Uite, hai să zicem că facem încă alte greșeli. Să zicem așa, 3x la a 2-a, y la a 4-a,